Bună ziua, doamnelor, domnilor, reprezentanți ai MS Media, vă mulțumesc că ați răspuns invitației la această conferință de presă. Este o conferință de presă a biroului parlamentar, a senatorului Dan Manoliu. Am luat această hotărâre de a ține această conferință de presă din două motive. De aceea am și structurat conferința de presă pe două puncte. Primul punct este situația crizei apei în Roman și al doilea punct, cum mi se pare firesc, prezentarea unui raport de activitate în Parlamentul României. Vreau să încep cu primul punct, criza apei. Mulți dintre dumneavoastră mi-au adresat întrebări asupra faptului că de ce nu dau o poziție sau un punct oficial, măcar al meu, față de situația apei în Roman. O serie de declarații și ieșiri publice făcute m-au determinat ca în această conferință de presă să introduc și acest punct al crizei apei. În primul rând, sunt total de acord că, într-adevăr, problema apei potabile în Roman și chiar și a sistemului de canalizare e o problemă importantă, un disconfort, o problemă care trebuie să-și găsească neapărat rezolvarea și de aceea consider că orice măsură se ia este o măsură benefică în acest sens. În același timp, am fost, ca să spun așa, revoltat de faptul că se folosește această criză a apei electoral, încercându-se o manipulare a romașcanilor, o manipulare care mie mi-aduce aminte de vremurile când PDL-ul guverna țara. Și am să vă spun de ce și am să vă dau un exemplu. Vă aduceți aminte de momentul în care Traian Băsescu, președinte a României, pe vremea guvernului Boc, iese public, prezintă o situație dezastroasă a României din punct de vedere economic și anunță tăieri de salarii, pensii, posturi și așa mai departe. Aceasta în condițiile în care s-a demonstrat ulterior că de fapt se cărau genți întregi de bani la București și știm toții, și nu cred că e un lucru care poate fi contrazis, că Neamțul era unul din polii care alimenta Bucureștiul. V-am spus că mi se pare același gen de manipulare pentru că aș vrea cumva să mă întorc istoric în urma unei documentații care am întocmit-o împreună cu consilierii județeni, consilierii locali, consilierii la cabinetul parlamentar, cu deputatul Alex Frotaru. Și vă pot spune că situația apei în Roman e, de fapt, o bombă care există de mult, dar care a explodat acum. Voit sau nevoit? Eu nu judec asta. În schimb, îmi pun un semn de întrebare de ce această bombă a explodat exact acum, după ce toată lumea știe și s-a auzit în oraș, că a existat un sondaj care se spune că este a Partidului Național Liberal, fost partid democrat-liberal, cel puțin la Roman, în mare majoritate. Și de aceea eu spun că e o manipulare. Și am să pornesc cu începutul. Vă aduceți aminte că în 2008, printr-o hotărâre a Consiliului Local, HCL 106 din 6-a 8-a 2008, Consiliul Local
aprobă concesionarea directă a serviciului de alimentare cu apă și canal, de canalizare către compania județeană Apaserv Neamț pentru 25 de ani. În aceeași ședință, prin hotărârea Consiliului Local 107, se aprobă și participarea ca în calitate de acționar a Consiliului Local Roman la compania Apaserv. Aș vrea să-mi spuneți dumneavoastră cine era primar în acel moment în municipiul Roman. Știți? Domnul Dan Laurențiu Leoreanu. Această concesiune s-a făcut în condițiile în care conducerea județului la nivel de Consiliu Județean era a PDL-ului, șeful județului era domnul Gheorghe Ștefan, iar directorul companiei Apaserv era reprezentantul PDL-ului, domnul Ivanov. Și la vremea respectivă, vă rog să vă aduceți aminte, că acest lucru s-a făcut într-un fel la comandă politică. Și am să vă dau și un argument, pentru că am văzut că un coleg de-al dumneavoastră a pus o întrebare în conferința de presă de la primărie, după acea ședință de consiliu local în care s-a aprobat rezilierea contractului cu Apaservu. Deși mie nu mi se pare normal ca un deputat să apară alături de primarul orașului, mie nu mi se pare normal nici pentru primarul orașului actual. Pentru că dă o notă că de fapt, nu mai spun, trageți dumneavoastră concluzia. Deci nu mi se pare normal ca acele proiecte de hotărâre să apară cu 10 minute înainte de începerea ședinței. Și am înțeles că la presă a ajuns chiar în timpul sau după ținerea ședinței. Și caracterul extraordinar și excepțional al ședinței nu-l văd. Și am să vă demonstrez și de ce. Deci unul din colegii dumneavoastră a întrebat foarte corect de ce la momentul respectiv s-a preferat această asociere cu Apaserv, care, repet, la momentul respectiv era, politic vorbind, sub PDL. Și mi s-a spus și vi s-a răspuns că era o necesitate pentru a accesa fonduri europene în beneficiu orașului Roman, a municipiului Roman. Vă aduc aminte că înainte de această hotărâre, Romanul avea un contract de furnizare cu operatorul de la Iași. Vă aduceți aminte? Am dreptate? Deci, se putea prefera și se putea la momentul respectiv ca municipiul Roman să fie parte a operatorului de apă de la Iași. Exista cu părțile bune, părțile lere ale primarului Cărpușor, la insistențele lui, executată o conductă nouă de apă de către operatorul de la Iași, care în urma acestui contract a fost blindată, știți, sigur, și s-a renunțat la furnizarea apei către Roman de către operatorul Iași. În acel moment aveam apă din două surse. Una era Iași și una era captarea de la Simionești și Pildești. Vă aduc aminte că în momentul în care s-a hotărât predarea către Apaserv a serviciilor de apă și canalizare, Romanul avea 24 din 24 de ore apă, chiar și la etajele superioare 3-4. Dacă nu am dreptate, eu vorbesc pe fapte.
În 2009, prin tot printr-o hotărâre a Consiliului Local Roman, se hotărăște predarea, după cum știți, a inventarului către APA Serv, Neamț, și automat desființarea societății locale APA Serv. Ne aducem aminte, da? Tot, încă o dată vă repet, deci este vorba de hotărârea 81 din, din luna a 4-a 2009. HCL 81. Cine era primar atunci? Spuneți dumneavoastră. Urmează anii 2010-2012. Vestitul master plan la nivel de județ, în care perioada în care președinte la CEJ era domnul Pruteanu, reprezentantul PDL-ului, actualul PNL, și în care edilul de la vremea aceea a municipiului Roman își dă acordul pentru investiția în extindere rețea apă, canalizare și stație de epurare la Roman, deși, iarăși să ne aducem aminte, stația de epurare la Roman era una din cele mai performante din Moldova, fiind modernizată, știți bine, pe programul danez. Aduceți aminte? Vestitul program danez. Nu era o necesitate. Dar, mă rog, s-a gândit că așa e bine și trebuie să ne apropiem cât mai mult de normele europene, în afara faptului că Piatra Neamțu făcuse o cheltuială mare suportată de tot județul cu stația, cu stația de epurare de la Piatra Neamț, și atunci în contrapartidă s-a hotărât și la Roman același lucru. Cine era director la vremea aceea? Domnul Dughir, reprezentantul PDL-ului. Acesta este istoric. Și eu mă întreb, la momentul actual, când era bun apa vitalul? De ce în 2008 nu era bun? Și în 2019-2020 deja apare soluția salvatoare a romanului. Repet, nu țin apărarea nici celor de la APA Serv și consider că, într-adevăr, managementul ar fi trebuit să aplece mai mult către Roman, dar mai vreau să mai aduc aminte faptul că din 2008 până în 2018 conducerea companiei APA Serv a avut reprezentanți care au emanat din vechiul PDL, domnul Ivanov, domnul Dughir, și de asemenea vă aduc aminte că eu cel puțin așa am înțeles. Dumneavoastră puteți și dumneavoastră studia și chiar vă fac invitația. Contractul de concesiune a serviciului către APA Serv Neam spune că primăria municipiului Roman este proprietarea rețelei de apă și canalizare și se va ocupa din fonduri proprii, alături de companie, în investirea de fonduri pentru înlocuirea rețelelor de apă și canal care erau deja expirate ca și perioada de funcționare. Și există, eu am protocolul și am întreg inclusiv hârtia în care se spune atâta rețea apă care este cu perioadă de exploatare expirată, atâta rețea canalizare care este
Deci, dacă veți intra, cum am intrat și eu, veți vedea care este situația. Și de ce spun și am vrut să vă fac acest istoric? Ați văzut, eu nu n-am ieșit niciodată să intru în polemică cu nimeni, nici nu am făcut, deși am fost 3 ani la guvernare, nu eu. Partidul meu a fost 3 ani la guvernare, n-am ieșit niciodată să zic, domne, am adus miniștri, am făcut, am dres. Am considerat că este normal cel care, în principal, că am susținut și eu e alt aspect, dar cel care, în principal, a făcut asta, era normal că el și se asume. Nu-mi plac ce stilul ăsta pomperistic, știți? Eu sunt voievodul care salvez romanul. Dar eu sunt voievodul care, de fapt, am băgat romanul în criza în care este actual. Dar nu vreau să o mai spun. Deci eu, această conferință, nu o fac pentru a lua apărarea cuiva, ci pentru a prezenta adevărul complet. Deci ceea ce s-a spus în conferințele de presă și în luarea de poziție a actualilor reprezentanți ai administrații locale, primarul, și a actualilor parlamentari ai partidului aflat în acest moment la guvernare, PNL-ul, are în mare măsură, sau în cea mai mare măsură, adevăr. Dar acest adevăr este prezentat ca de obicei și eu am văzut și, uitați aici, fac documentare și vă spun, pentru că sunt convins că această luare de poziție va implica în imediat perioada următoare niște presiuni extraordinare și nu presiuni, atacuri foarte puternice la adresa mea. Nu e nicio problemă. Veți vedea că inclusiv la dumneavoastră, sau poate nu la dumneavoastră, dar în mass media vor apărea niște atacuri mari la adresa mea, dar nicio problemă. Uitați aici, fac documentare și sunt în stare să contracarez, sau nu să contracarez, să prezint adevărul întreg, nu trunchiat prin omisiune, adică spun adevărul, pentru că e într-adevăr un sistem foarte pasiv de manipulare a cetățenilor. Spun adevărul, dar exclud din adevăr partea mea de vină. Nu. Ați văzut că noi, în momentul când electoratul ne-a taxat, ne-am recunoscut vina, n-am exclus partea noastră de vină. Ne-am recunoscut-o. De aceea vreau ca acest adevăr să fie complet spus. A, dacă s-ar fi prezentat altfel, în limitele decenței, acest aspect, vă garantez că așa cum până acum nu am ieșit, nu ieșeam nici de acum încolo, ci ieșeam numai pe partea efectivă ce am făcut eu ca parlamentar, organizația PSD Roman, organizația PSD Neam, guvernul și așa mai departe. Să revenim acum la zi. Anul 2018. Anul 2018. În data de 27.04.2018, printr-o hotărâre a 97 a Consiliului Local, primar la vremea respectivă, știți bine, este actualul primar, încep demersurile pentru retragerea municipiului Roman din ADI Aqua Neamț și încetarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă și canalizare către APASER. Se dă mandat primarului pentru a face diligențele respective. Și în urma corespondenței cu APASER-ul, dar și cu Ministerul Fondurilor Europene, aceasta este hârtia, corespondență inițiată de domnul Lucian Ovidiu Micu, primarul municipiului Roman, de la Ministerul Fondurilor Europene vine următorul răspuns. Și spune,
Vă comunicăm că unitățile administrativ-teritoriale, membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitare, având ca scop servicii de utilități publice, care au delegat împreună gestiunea de utilități publice către același operator, se poate retrage din asociație înainte de data expirării contractului de delegare a gestiunii serviciilor, numai, atenție, numai cu acordul majorității celorlalte unități administrativ-teritoriale membri ale asociației, exprimat prin hotărâri ale autorităților deliberative ale acestora, precum și cu acordul scris a entităților financiare în situația în care, subliniez, beneficiază de proiecte de investiții cofinanțate din fonduri europene și numai după plata despăgubirilor prevăzute în contractele de delegare ale gestiunii serviciilor sau, după caz, în statutul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară. În conformitate cu capitolul 4, articolul 13, alineatul 5 din statutul asociației de dezvoltare intracomunitară Aqua Neamț, orice membru care se retrage din asociație este obligat să plătească sumele corespunzătoare rambursării către operatorul a împrumuturilor contractate pentru finanțarea dezvoltării, modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent dacă sunt extinderi sau înlocuiri ale infrastructurii aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, ale respectivului membru care a beneficiat în perioada în care a fost membru a asociației, plus cheltuielile aferente acestor împrumuturi. Punctul B. Sumele corespunzătoare investițiilor de care a beneficiat în perioada în care a fost membru a asociației, altele de cele prevăzute la alineatul A, la litera A. Punctul C. Sumele corespunzătoare răscumpărării contractului de delegare prevăzute de acesta. Semnătura ministrului, a reprezentanților ministerului, da? Hârtie oficială. Bun. Aceeași hârtie vine și la compania Apaser, pentru că le-am din amândouă locuri. În continuare, se fac demersurile și printr-o adresă către ADO Aqua Neamț din 2407, primăria cere un punct de vedere al lui Aqua Neamț, care spune așa: având în vedere răspunsul primit din fața, deci adresa primăriei, din partea Direcției Generale de Programe Europene Infrastructură Mare în cadrul Ministerului Fondurilor Europene, numărul 44.145, mă rog, așa e, extinderea de și reabilitarea infrastructurii de apă uzată în județul Neamț, în această situație se supună prevederii instrucțiunilor AMEPOIM numărul 4 din 401/2017 și ale articolului 10, alineatul 11 din legea 51/2006 a serviciilor comunitare de activități publice, și anume unitățile administrative, membri ale asociației, având ca scop servicii, este exact ceea ce, același răspuns ca la minister. În consecință, vă solicităm ca în termen legal de 30 de zile de la primirea prezenței să ne comunicați valoarea despăgubirilor solicitate și a temeiilor juridice, tehnico-economice care stau la baza calculului acesta, în caz contrar, prezumând că nu plătiți de niciun fel de despăgubiri, din partea OAT Roman, vom acționa ca atare. Bun. Aceeași adresă este trimisă și către APASERV și vine răspunsul. Vă dau numai în ceea ce privește cele patru. Știți bine că atunci au fost proiectele de apă și canalizare și stații de epurare, cele 1, cele 2, cele 3, cele 4, cele 5, cele 6.
Proiectul implementat prin caietul de sarci, extinderea rețelelor de canalizare în Roman și Săboane, a urmărit pentru orașul Roman extinderea puncte primite. Valoarea lucrărilor plătite către antreprenori pe cele șase, care era cele șase, era stația de epurare. Până la data de 30.06.2018 este de 46 de milioane 7.307 lei. Să precizăm faptul că la această dată nu a fost întocmită ultima situație de plată pentru acest contract, prin urmare suma nu este finală. În cadrul proiectului nemajor, achiziții de echipamente și servicii conexe de apă uzată, pentru apă uzată în județul Neamț, în cadrul mai multor contracte de echipamente și servicii, au fost achiziționate, da, aici, mă rog, ceea ce au achiziționat, în valoare de un milion și ceva de lei. Se revine cu o adresă a municipiului Roman în 10.09.2018, în care se cer clarificări. Se cer clarificări. Și un răspuns a companiei Absorb, care spune: valoarea totală a lucrărilor de rețele din Roman plătită ca antreprenor în cazul cele 4 este 25.048.337 lei, inclusiv TVA. Precizăm faptul că nu este suma finală. În cadrul proiectului de echipamente conexe, nu e 6 milioane, valoarea bunurilor este de 6.742 lei cu TVA, deci acele echipamente acordate. Și în final, la data prezenții, prejudiciul companiei este de 141.458.618 lei, cu precizarea că suma nu este definitivă. Deci demersul pentru criza apei în Roman au început în 2018. În data de, am spus, prima, aprilie 2018. Întrebarea firească este: de ce au trebuit 2 ani de zile și perioada înainte de alegeri locale pentru a scoate pe piață această criză? Răspunsul dați dumneavoastră. Mai departe, în 23.01.2020, instituția prefectului e o hotărâre aici a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț, numărul 2 din 16.01.2020, în care se cere, între altele, 3 puncte. 1. Executarea lucrărilor de întreținere a puțurilor de la frontul de captare. Executarea în termen de 60 de zile a unui studiu hidrologic pentru identificarea zonei. În ceea ce privește identificarea zonelor cu pierdere pe rețeaua de transport și rețea, menționăm că OAT Roman a concesionat bunurile aferente serviciului public de alimentare prin programul de investiții finanțat. Sunt propuse lucrări de aproximativ 1.072.000 de lei. Asta e hotărârea Comitetului de Urgență. Și apare hotărârea care este transmisă aici. Deci, la început, în ianuarie 2020. Lucruri care fiecare pe partea lui s-a făcut. Ce vreau să vă aduc la cunoștință? Faptul că, așa cum repet, această situație a fost scoasă la ivale ca
de maximă urgență, și este de maximă urgență, după 2 ani de zile, în perioada în care se apropie alegerile locale, ridică un semn de întrebare. De aia spun că se încearcă o mare manipulare pe care eu, ca simplu cetățean al orașului Roma, nu accept. Și consider că cineva, așa cum încearcă să mă fraierească pe mine, încearcă să-i fraierească și pe romașcani. Și sunt convins că nu va reuși, pentru că romașcanii știu să judece. Vă mai dau un aspect. La conducerea zonei Roman a companiei Apaserv, în momentul actual, se află un director, consilier local PNL, și care, din discuțiile care le-am avut cu cei de la compania Apaserv, nu cu conducerea neapărat, nu țin apărarea conducerii sau a Consiliului de Administrație a companiei Apaserv, sunt în mare măsură de acord cu poziția președintelui Consiliului Județean, consider în același timp că trebuia găsit un vinovat și s-a găsit, dar de aici până a manipula și a încerca crearea unui val pentru avantaj gen, deci v-am zis, aceeași situație și aceeași mod de acționare gen PDL, actual PNL, m-a determinat să fac această analiză. Deci, repet, la conducerea zonei se află un consilier local PNL care n-a rupt ușile companiei la Piatra Neamț și n-a bătut cu pumnul în masă și n-a ieșit nici măcar public în Neamț, în Roman, să spună, domnule, nu mă sprijină compania de la, nu mă sprijină conducerea de la județ pentru că e politic. Nu. Și la conducerea zonei Roman, ca să revenim la 2008, studiați și vedeți cine sunt cei care au fost șefii acestei companii. Fără să vă mai declar un aspect care mi se pare normal și de bun simț și care l-am aflat și eu de la cineva care la vremea respectivă gestiona activitatea Agvaservului, compania locală. În momentul în care de la stația de captare Pildești a ieșit la pensie, am înțeles, un specialist care era inginer, s-a numit politic un om acolo. S-a numit politic un om care habar n-avea de ceea ce înseamnă stație de captare, nu un specialist. Și dacă înainte se făceau desnisipări și se făceau lucrări odată la 2-3 săptămâni sau odată pe lună, după aia au fost ani de zile cât nu s-au mai făcut. Sunt aspecte care trebuiesc prezentate. V-am spus, mă aștept la reacții foarte violente contra mea, dar mie îmi place să spun adevărul așa cum este, asumând și partea de vină a noastră, ca să vorbesc, și partea de vină a celor care au creat problema. Nu o ascundem. Și închei prin a pune eu în conferință de presă o întrebare, și vă rog și pe dumneavoastră, și am să o solicit și unui coleg consilier local să pună această întrebare în ședința de Consiliu Local. Închei până a pune întrebarea celor doi edili care au gestionat primăria Roman din 2008 până în 2020. Care este valoarea investițiilor de înlocuire de rețele de apă și canalizare făcute de primăria Roman, fiind proprietarii acestor rețele, din 2008 până astăzi? Și atenție! N-aș vrea o nouă manipulare, pentru că eu aici am și datele. Nu
investițiile făcute de compania APA Serv pe programul IID, înlocuire de... Deci, investițiile primăriei Roman, a edililor primăriei Roman. Și nu vreau să fiu, nu știu dacă e real, am auzit-o, o spun, din suma cea mare, eu nu zic că nu e necesar. E necesar, dar cred că se putea face totuși o prioritizare și o rafizare. Din acea sumă mare care s-a cheltuit, la prețurile care sunt, de montare de pavele, 10% dacă se folosea, se putea înlocui măcar câțiva metri de conductă de apă și canalizare. Dar voi ieși în următoarele conferințe de presă și voi prezenta și alte aspecte care eu le consider corecte. Nu am pretenția că dețin adevărul total, dar am făcut un mic rezumat pentru început și tot privitor la criza apei. Și cu aceasta închei acest subiect. Mai am subiect. Uitați-le. O să fie gros. Dar repet, nu vreau să ameninț pe nimeni și nici nu o să fac, poate nu o să apelez la asta, dacă voi constata că se face o campanie corectă și elegantă de bun simț, aș considera o benefică, o luptă între noi pe proiecte și pe un program în beneficiu cetățenilor romani, nu pe manipulări ieftine.